Salut, salut, dragi prieteni, suntem cu Turcu aici pe spate, după cum vedeți și voi. Și mergem cu el până la bancă, că mi se pare că a blocat aplicația de pe telefon și sper că să scoate ceva de aici, dacă nu, o să facă foamea toată săptămâna de aici. Înțelegeți? Dacă sunt oameni aici. Să vedem ce poate face. Și la mine a fost tot așa cardul blocat și am sunat acolo și am rezolvat treaba. Înțelegeți? E o căldură pe aici așa de nu poți să stai. Iată. Tine, Turcule, de ce? Credea că mă uit la like acolo. Am zis că poate e vârsta acolo. Toată lumea cu ochii pe tine. Nu, dar ce urât să uităm. Da, da. Cine știe ce să uităm. Poate te-a cunoscut de la muncă, de la porci de acolo. Da. Cred că lucrează cu tine acolo, la bandă. Da, cum să... Da, dragilor, am fost la mercatul ăla acolo, după cum l-ați văzut în spatele nostru. Dar, din păcate, n-am găsit pește pe care Turcu vroia să-și ia pește, dar mergem la Lidl în altă parte. Dar mergem pe jos acolo, Turcule, nu? Peste drum acolo e. Da, și așa cum v-am spus, aici, așa, în Belgia, este o țară schimbat, nu este ca, să zicem, în Germania, Italia, Spania, Franța și alte țări. Este o țară diferit, dar începem să ne descurcăm. Aha, dar e deschisă sau închisă? Bagă Turcul la mașină, plasă ce ai mai cumpărat pe acolo și apoi să mergem în partea cealaltă la Lidl. O să mergem. Da, Olga, după cum știți, că nu mai este în filmarea mea, pentru că nu mai are acces. Nu din cauza de invidie, să credeți, nu din cauza că e ceva și nu mai vreau ca să o pun în filmarea mea, dar este ea așa din conștiința ei că știe că a greșit și am pierdut foarte mult timp de pe teritoriul german, Olandia și Belgia. Da, Tesla, da. Și vă dați seama, un om când face o faptă și este urâtă din partea ei, parcă este teamă și rușine ca să mai înțe pe publicul, ca să vorbești cu lumea după care te știe lumea și majoritatea parte abonații tăi. Dar sper că nu este nicio faptă mare și ceva, că bani toată lumea facem și toți suntem cu greșeli. Dar asta este. Eu o să-mi filmez filmările mele pe care le fac așa pentru abonații mei și pentru urmăritorii mei. Sper că nu mă luați în părere de rău, pentru că s-a întâmplat fapta asta, dar nu este nicio faptă și nici o greșeală din partea mea. Uite, e și Turcu aici, pentru că a fost și el acolo și știe. Da, fraților, așa este. Asta este greșeala ei, situația ei. După cum că știți cu toții că am pierdut foarte mulți bani, de vreo 3 luni de zile pe drum, de când suntem plecați și nu avem un ban nici la ora actuală. Uite, să spune Turcu și mai mulți. Pentru că 2 săptămâni am stat pe bar acolo, n-am luat banii de acolo,
Aici am lucrat 2-3 săptămâni, iar am stat 2 săptămâni. Și așa, mă rog să mă credeți, pentru că nu am niciun beneficiu de la a minți și de a face vloguri, pentru că cum fac alții. Eu fac vloguri pentru ca să știți situația, materială pe care noi o avem și viața noastră. Știți destul de bine că noi suntem oameni corecți și realiști, dintre care de multe ori mai vorbim în plus sau poate greșit, dar sper că voi sunteți urmăritorii mei care mă înțelegeți și sper că o să mă iertați atunci când greșesc. Dar sper că am și eu dreptul meu de a vorbi atunci când am drept. Înțelegeți, dragilor. Nu știu, turpa la cărciorul a intrat, nici nu știu pentru că sunt pe partea asta. Sper că a intrat în mercat, ia să vedem că intrăm și noi. Așa, bine miroasă pâinea asta aici. Paște aici, uitați-vă și eu. Cât de bine miroasă aici. Trebuie să mai iau câteva pâini. Le mulat acest miros de pâine care este extrem de frumos, miroasă asta de pâine. Am luat o singură pâine, că am mai luat turcul câteva. Dar nu știu când a plecat, că nu-l mai văd pe aici. Nu-l mai găsesc. Sper că să-l găsesc pe turc pe aici, pe rapidele astea, că este un mercat mai mare. N-am mâncat nici până la ora asta, pentru că am o stres și sunt foarte, foarte, foarte nervos și am zis după cum și mă vedeți după față, așa că nu sunt chiar bine. Dar încerc poate să revin, ca să pot să mai vă fac un vlog de seară și ca să vorbim așa cu toți la masă, ca să se vadă toată lumea și să discute și turcii. Înțelegeți? Ai găsit? Asta e din ăla, mă, e... Da. Dar vezi că sunt altele. Nu mai este nimic aici. E imposibil să nu găsim băpești. Ce vorbești aici? Deci, pur și simplu, turcul nu găsește pește. Asta este, dragi prieteni, o să luăm un pui, îl punem la tigaie, la cuptor și asta e, mâncăm. Cu ajutorul Domnului, mergem înainte. Uite-l, mă, asta, uite-l sus aici. Dar tot din ăla e. €8. Și ăsta ce e aici? Măi, dar nu găsim pești, dragilor. De ce se întâmplă aici așa în sadele astea așa? Nu găsești un pește bun? Oare de ce? Nu se poate așa ceva. Bă, nu știu, bă, turcule, mă mir și eu, n-are cum să aibă numai așa ceva pește. Uite, tot din ăla, la pungă, așa. Dar nici mărunt din ăla nu are.
Băi, ferească Dumnezeu că nu găsești pește, mă, Doamne ferește. Ce se întâmplă aici așa? De care? Ăla la pungă de sus. Asta nu știu ce vreau, ia, ce mai e. Bine, ăsta la pungă. Băi, n-ai ce să faci, ia o pungă din aia și asta e. Ce? Că scrie pe el. Da, dragilor, sper că până aici a fost. Filmarea o să vă filmăm la acasă, la masă, ca să înțelegeți lucrurile cum stau. Și să nu ne luați în părere de rău. Vă pup și vă aștept pe alte vlog. Nu uitați să vă abonați, pentru că avem multe de spus și de povestit. Suntem alături de noi, de voi și voi să fiți alături de noi. Vă pup cu drag. Vino, Doamne, și ajută pe cel trântit. Tu ești nădejdea celui întristat. Vino, Doamne, și salvează-ne. Nu ne lăsa, Dumnezeule, în numele dragostei tale, Hristoase, dă-ne puterea să rămânem credincioși în vremea de strâmtorare, în vremea când încercările vin peste noi, să nu cârtim înaintea ta și să-ți mulțumim pentru că tu ești acela care dai binecuvântarea. Duhule Sfinte, mă rog ca Tu să ne luminezi. Slăvit să fie Domnul! Ferice! Aici ați de bani numai de 100. Da, dă și de 500 și de 100 și de 20. Rară plătea de 5. Da, dragilor, am ieșit o țără prin centru, pentru că noi am intrat lui Turcu Bali și am dat eu de la mine să fie treabă bună. Aici suntem prin oraș și o biserică pe aici, după cum vedeți, că bate clopotul sau ce e asta, ceasul. Ce e asta, Turcule? Ceasul? Dar ce e asta? A, să anunță lumea la piață. Da, la piață. Să stăm la piață. Semn de alarmă. Un semn de alarmă. Da. Ca să vină lumea să îi cumpără. Au să-i cumpără. Au să-i cumpără. Au să-i cumpără. Uite să-i cumpăr de la 40 de euro la 20 de euro. Să-ți ai. Thank you.
Asta este, dragi prieteni, piața, după cum ați văzut-o. Belgia. Da, piața din Belgia, să știți și voi. Uite aici așa cu tractoarele, cu astea, aplauze. Ce aici, cununie civilă, ce asta aici? Cred că s-a măritat. Sau botez. S-a măritat soacră din nou. Vine de la cimitir să-mi plici cu aici la... Vom s-a măritat Viorica. Ei, ferească Dumnezeu, cum să-mi s-o mărită mine. Ai văzut ce rochi are de ochi? Păi, uite unde stau ăștia în tractoare, ia vedeți. Da? La cravate, la alea. Ia vedeți. Acolo trebuie să vedeți, în spate. Sau aici. O istorie aici. Aici nu e acolo. Acolo e în față la mercat, nu? După cum știți, dragilor, Turcu o să mai rămâne aici. Noi o să plecăm o săptămână care vine și o să ne vedem pe teritoriul german de curând, după cum a spus. Da, cu cât că mai avem acolo ceva de rezolvat și discuții și probleme care avem, dar încercăm să-i rezolvăm. Mă, nu e ăla turcul acolo în față, după ăla. Păi ce cauți tu în spate? Păi azi, eu am zis băiatul mașină acolo și s-a dus acolo. Și unde mergem? Încolo noi? Păi da. Păi nu mai știm, păi. Stai să trecem pe aici. Uite-l pe Gheorghe. Uite-l pe Gheorghe, da. Cred că a fost și el tot la bani. Ai pus, bă, bani! După două ore? Bă, ce nu merge, Winston? Nu merge! Haide, unde ai? Aici, în față sau în spate? Bă, mai e unul. Unde mai e unul? Mai e unul, Winston. Sunt două. Da, mă. Da, dragi prieteni, după cum știți că discuția cu Olga care a comis-o, o să plecăm pe teritoriul german și ea, în cel mai rău caz, să pleacă acasă la Stăhaia, când are de ce să vă facă, dragi prieteni, pentru că de fiecare dată am făcut niște fapte care se penalizează, după cum știți și voi, la locuri de muncă și că așa sper că nu suntem aici ca să facem lucruri din ăștia și să cheltuim banii din buzunarul nostru și să stăm pe drumuri așa cum vrea Olga. Înțelegeți? Nu se poate, din părere de rău, asta este. Nu trebuie să mă luați în părere de rău, pentru că nici eu n-aș vrea să fie așa și să pleacă Olga, dar dacă așa a făcut și așa a fost să fie... Uite, mă, e și aici. Asta este, da, este și aici. Înțelegeți, dragilor. Aici nu te-ai făcut cu telefon. Păi ia întreabă, nu este aici, asta ia. Sunt aici la Ulster Union, pe care turcul o să trimite niște bani pe acolo unde are nevoie în Germania. Și i-am dat de acolo, de la mine, de unde mai am, de unde nu mai am, ca să-l ajut, pentru că așa e frumos să ajute lumea între ei, dintre care mulți dintre noi nu se ajută și vor să se mănâncă. Nu merge. Și altul care mai e? Unde ai mai e unul telefon? Acolo. Telefonul nu l-ai făcut încă? Da. Că nu l-ai făcut aici. Păi, dar ăla nu are o citărânie acolo.
știu dacă are. Nu are. Înțelegeți. Și asta este, dragi prieteni, după cum știți și știți situația foarte bine. Ea, după cum ați văzut, ea nu mai poate să facă nici vloguri, pentru că știe că a greșit, are o rușine față la public. Dar asta nu înseamnă că a făcut altceva. Asta este, a greșit. Trebuie să se ducă acasă și să-și vadă de treaba ei acolo și asta este, dragilor. Că eu oriunde o să mă duc cu ea, cam aceeași fapte o să comită și să facă lucruri care noi suntem pe drumuri ca să facem o viață și viitor. Dar știți destul de bine că România este foarte greu de a face un ban. Bine, se poate face, dar nu este suficient. Atunci putem sta pe teritoriul străin să facem un ban mai mult ca să putem realiza ceva din viețile noastre, după cum știți și voi și alte lume care mă urmăriți cu drag și cu râs. Asta este, suntem și săptămâna asta tot pe teritoriul belgian, după care o să ne retragem și sper să fie bine, pentru că știți și voi destul de bine, în lumea asta nu se poate face totul pe ziua de mâine. Trebuie să ai răbdare și să aștepți și să vezi lucrurile așa cum se decurg de zi pe altă. Ce facem? Unde mergem? Păi și noi unde mergem, Turcul, acum? Mergem la Aldi. Unde e Aldi? Aici. Hai de acolo atunci. Da, dragilor, suntem pe aici. S-o stea că-i Sila. Să cumpărăm și noi. Ce să cumpărăm? Dantele are, da. Și să ia Turcul niște pește, i-au văzut cu niște mămăligă vrea. Dar la ăștia trebuie să merge și un pahar vin, un pahar de vin alb. Cu pește, nu? Da. Merge un pahar așa, numai de poftă. Facem un pic de... Da, dragilor, suntem aici și săptămâna asta mai stăm pe aici, cheltuim ce cheltuim, dar nu știu cât luăm, aia e treaba. Deci cât am stat aici două săptămâni, cu asta e a treia, am cheltuit toți banii care le-am luat. Înțelegi? Pe parte i-ai luat, pe parte... Da, și atunci ce poți să faci cu Olga? Ce putem face noi? Ia dacă tot ce luăm... Da, frate, uite-te, vezi? Și... L-am căzut la căruși, plimbă, vezi? Dar dacă era la noi, acolo te lăsa și pleca. Vai, dacă are, dacă are pensia mare, Turcul o avea 5.000 pe lună. Nu, nu mai de 6.000. Pensie, asta contează și iubire. Ia să îmbracă, stă. Da, așa putea ia să găsească și pe altul cu bani. Să lăși. În ziua de astăzi la bani să uite toți. Nu o să mai uite la ce mai e milă astăzi. Milă nu mai e, astăzi e numai avantaj. Da. Da, dragilor, ia un cărucior. Ai monede din alea? Da, dragilor, am venit la Aldi, după cum vedeți și voi. Suntem tot în Belgia, după cum vedeți. Ne pare rău ce s-a întâmplat. Asta este, dragilor, trebuie să ne alegem un drum pe care ne stă bine. Înțelegeți? N-ai ce să faci. 3 săptămâni stai aici. Amenzi a dat și Olga, chirii plătite și așa mai departe, nu se poate sta. Adică de ce să stăm ca să ne aflăm că suntem prin străinătate? Mai bine să duci acasă și asta este, dragilor. Eu așa zic, părerea voastră, care e? Unde e pâinea, Turcul? Mai avem pâine. Am luat eu pâine. Și câte pâine avem?
Păi mâine cine mai vine să mai ia pâine? Dar nu știu ce pâine au să iei. Uite, tot bare din aia. Sperească, domnule, să o nu iei cât cheltu pe aici. Câte 60 de cenți? Păi nu ia aia turcul, asta e. Unde sunt alea lungi? Hai, ferească Dumnezeu, dar nu se poate. Așa sunt pe indă. Așa sunt de poate. Bă, dar nu-i normală, ăștia sunt eroi. Ferească Dumnezeu, vă fie Iisus Hristos. Stai. Hai. Ia una și cu ce mai e acasă ne ajung. Da, dragi, suntem prin mercat. Deci vrei, nu vrei, muncești, nu muncești, trebuie să mănânci și să cumperi, da? Înțelegeți, asta este viața din străinătate. De ce să ne uităm în târcul? Pește. Păi unde e pește la? La lade. Păi cafele aici, nu au din alea, mă, 3 în 1 aici. Nu au ăștia 3 în 1, au numai cafea din aia. Cum sunt ei, înțelegeți? Nu găsești trăinul aici. Da. O, iar vrea să plec și mâine acasă, dar nu pot să pleci până nu luăm banii, dragi prieteni. Înțelegi? Pentru că ori să-l pierzi în străinătate, ori acasă, tot ăla e. Nu câștigi nici aici, dar nici în România nu câștigi. Și așa mai bine să, de cum a spus ăla, să băie să trăiești bine, măcar. Înțelegi? Aici nici nu trăiești și nici nu câștigi. Decât mare stres avem. Înțelegeți, dragilor? Avem o parte de stres care ne distruge. Da. Așa vă spun și eu, dacă stați bine în România și aveți din ce trăiți, stați acolo cum e bine. Da. Este foarte greu. Unde s-a dus turcul, caută pește, că nu-l găsește. Mai ce faci? Să legeți. Dragi, dragilor. Nu trebuie să ne luați în părere de rău a ceea ce se întâmplă, dar asta este, pentru că niciodată nu te aștepți pe ziua de mâine ce se întâmplă. Da. Unde e o peștele ăla? Nu e pește aici, nu atorcule, nu. M-ai adus aici la pește fără să fie pește. Nu. Partea e la altă, poate. Asta e alt mercat aici. Da? L-ai găsit? Thank you.
știu ce caută turcul și nu găsește, eu nu înțeleg. Asta nu-i pește aici. E pește întreg, ăla nu-i pește, mă, turcul. Ăla nu-i pește. Ăla-s bucăți așa, filet, ce e el. Să mergem peste drum, în partea aia, la Lidl. Da, după cum ați văzut și cu Cosmin Curea, că a vorbit despre Cristi Marin, nu se poate așa ceva, ideea lor este ideea lor. Eu nu pot să spun nimic și pe altele rețele de socializare, după cum știți și voi că a vorbit acolo și ei știu ce fac, eu nu vorbesc de nimeni, eu vorbesc de situația mea și de problemele mele personale care le avem cu Olga, după cum știți. Eu nu cred că fac din părere de rău, să nu cred că fac din ambiție, dar chiar trebuie să fac treaba asta de mai și de mai.